Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu următorul video despre platforma YOLO. Deci am arătat 3 video despre această platformă, dar cred că principalul, cum se câștigă, n-am arătat. Deci am arătat că am retras bani din ceea ce am câștigat din parteneri, dar sunt persoane care nu vor să invite, deci ei pot câștiga fără a invita parteneri. Cum se câștigă? Deci platforma YOLO este formată din două site-uri. Este primul site yolobusiness.com și a doilea site este yolo.com. Yolo.com până când este versiunea beta, dar deja pe ea se poate de făcut înregistrare și de câștigat. Aici noi vom putea câștiga prin crearea diferitor publicări, 4 tipuri de publicări. Voi arăta acest lucru, acum vreau să arăt cum se face înregistrare și aceste publicații noastre vor fi apreciate gratis sau contraplată. Și pe noi ne interesează să fie publicațiile noastre apreciate contraplată. Fiecare publicație, dacă este plătită, noi primim pentru ea criptomoneta YOLO. Deci această situație vedem balansă la noi în YOLO Business și de pildă, vedeți, eu am primit deja 0.55 de YOLO token și încă trebuie să mintre 0.83 token. Un token este cursul acum la $3.54. Deci cât mai mulți YOLO token câștigăm, cu atât mai bine. Și pe urmă el pot fi retras. Deci eu când am făcut retragerea, în video precedent am arătat retragerea salariului care l-am făcut lunar. El se face la începutul lunii din bonusuri sau alte situații, numai bonusuri cătare. Deci este care poate fi retras, iar criptomoneta deja se retrage aparte. Deci asta e. Acum, deci cum facem înregistrarea? Uitați-vă. Care era problema? De ce n-am făcut până acum video? Pentru că pe rețeaua socială se putea de făcut înregistrare și mai înainte, dar nu era după linkul de referal înregistrare. Deci, în cazul dat, când era fără linkul de referal, nu se fixa aici ID-ul la persoana cine v-a invitat. Trebuia acest lucru de făcut mai târziu. Și de ce puteți fi încurcător? Am așteptat să fie acest lucru. Deci, cum se face înregistrare? Deci, noi sus indicăm un username, un email, creăm o parolă, repetăm parola și deja persoana ce ne va invita din linkul de referal care va fi undeva prin internet pe care l-ați găsit ce ați trecut, deci se fixează persoana. Apăsăm pe signa și apare așa ceva. Unde se spune că trebuie de intrat în e-mail și de făcut confirmarea înregistrării. Pe e-mail care l-a indicat la înregistrare vine un mesaj. Acum intrăm și vă arăt ce fel de mesaj, unde trebuie de făcut confirmare. Apăsând pe confirm, trebuie să fiți atent că acest mesaj este valabil 24 de ore. Dacă n-ați făcut activarea timp 24 de ore, acest link nu este activ. Va trebui din nou de cerut confirmarea. Când am făcut acest lucru, apare așa un mesaj că cu succes ați făcut activarea și puteți intra în cont. În cont intrăm deja prin sign in, unde se, deci eu cum arăt cum intrăm în rețeaua socială. Deci platforma YOLO este din două site-uri, ca să nu încurcați. Una este o parte legată cu business, deci este YOLO
business.com, a doua parte a platformei este legată cu rețeaua socială yola.com, unde tot se face înregistrarea parte. De ce sub video vor fi deja două link-uri, ca să aveți în vedere. Cine încă nu este înregistrat și va vrea să facă înregistrare, prima faceți înregistrare pe Yola Business, pe urmă pe yola.com. Unde intrăm cu e-mailul și parola indicată. La înregistrare. Deci, când intrăm în cabinet, la noi nimerim în rețeaua socială, unde sunt practic trei direcții. Este marketplace, publicări recomandate și direcția înscriere. Dacă v-ați înscris la cineva, aici dacă apăsăm, o să vedem publicările la persoanele care noi ne-am înscris. Deci, ce vedem aici încă? Că unele publicări au NFT. Deci ele sunt, deci sunt publicări fără NFT și NFT. Asta ce înseamnă? Că această publicare poate fi cumpărată dacă este cu NFT. Dacă este fără, deci nu se vinde de autor. Deci asta e plusul rețelei date, că noi putem câștiga mai multe moduri pe acest site. După ce am intrat în interior, deci intrăm în profilul nostru și apăsăm pe View Profile, unde vedem dacă avem ceva creat. Deci eu am doar o poză am postat, care vedeți are două cifre jos cu numărul de like-uri. Deci prima cifră sunt like-uri gratis. Deci ele nu sunt plătite. Deci unii formă inimă. Eu personal nu pot face like-uri. Tot trebuie să aveți în vedere că pot face like-uri doar la persoanele la care m-am scris eu sau care mi recomandă site-ul. Și apăsăm pe editare și putem să edităm ceva aici. Pe urmă, uitați-vă, aici e foarte atent. Aici e dashboard-ul la rețeaua socială. Deci, trei direcții doar. Dacă vrem să intrăm în dashboard-ul, la profil, este mai jos așa, unde găsim și link-ul de referral. Deci am intrat și uitați, aici sunt mai multe direcții. Și jos este referral program, unde văd link-ul meu de referal. Deja pentru rețeaua socială. Ele diferă, deci. Ce mai este aici? Dacă vrem să edităm profilul, intrăm. Este direcția My Subscription. Deci aici trebuie de intrat deodată, cum am intrat și am editat profilul, ca să unim. Deci la mine deja este unit business, Yola Business cu rețeaua socială, la voi va fi altfel. Deci prima dată când intrăm aici în My Subscription, o să fie așa ceva la voi. Unde se poate de făcut înscrieri deja pe rețea socială, de pe la careva abonamente lunar, jumătate de an și unde se poate făcut mai multe publicații, pentru că la gratis, uitați-vă, maxim se poate făcut 10 publicații. Dacă vreți mai multe publicații să faceți, atunci este abonament. Și vedeți, cu abonament deja se poate două ori mai mult făcut. Dar dacă luați pachet, deja nu trebuie să faceți abonament. Deci cine are pachet, e mai bine. Dar totuna faceți unirea, conectarea Yolo Business la Yolo rețeaua socială. Aceasta se face în My Subscription și apăsăm pe Connect. C
când faceți acest lucru prima dată, ca să confirmați că aveți cont pe Yolo Business, vi se deschide o astfel de fereastră. Unii trebuie să introduceți e-mailul care îl aveți la Yolo Business și cu parola de la Yolo Business faceți connect. Și atunci o să apară informația despre pachetul care îl aveți. În cazul meu era Licht. Și până când el este valabil. Deci pachetul meu până pe 17 octombrie 2023. Ce plusuri avem când avem pachet? Deci noi în pachet, dependent și pachet aveți, săptămânal site-ul ne plătește, se dezgheață o anumită cantitate de Yolo rating mark. În cazul dat eu am 4 încă rating mark din 100 care eu am avut deodată. Când am cumpărat pachet, eu am cumpărat pachet de $100. 100 de dolari inițial când am făcut înregistrarea și am cumpărat, aici erau nu 92, dar erau 100, și săptămânal această cifră se dezgheață. Cazul dat mie îmi vine câte 3 Yolo rating mark la istorie, dacă intru se poate văzut. Pe 17 septembrie mi-a venit primii 3, vedeți, bonusul săptămânal. Pe 24, pe 1 și pe 8 trebuie să vină, azi e 7 când fac acest video, deci el vine săptămânal, sâmbătă. Scopul nostru este să nu fie mai mult de o lună aceste rating mark nefolosite, pentru că ele pe urmă dispar, ard. Aceste rating mark pot fi capitalizate sau transformate în bani pe rețeaua socială. Deci, uitați, am 4 și când intru la balanță aici, o să vedeți, după ce am unit la mie, el mi arată ce am, deci tot am 4. Acum, dacă voi intra în My Subscription, nu, într-un rețeaua socială, și pot să fac apreciere. Deci unde am făcut apreciere, vedeți, deja e cu roșu. Deci uitați, de pildă este o publicare, unde pot să apreciez gratis, vedeți, 774 deja, și contraplată spate. Deci de pildă 2255. Acum dacă o să apreciez aici, o să apare 56. Vedeți, asta e cuplat. La mine erau 4 nefolosite. Acum dacă o să reînnoiesc, vedeți, a rămas 3. Și aici se vede unde o să-mi vină mie plata. Deci aici deja s-a schimbat cifra. Am 1 întreg și 11. Dacă intru la tranzacții care au intrat în cont, deja este cu succes, care se verifică e cu roșu. Deci se verifică ce, dacă n-am greșit. Pe zi se poate făcut doar o apreciere la o persoană. Deci dacă am făcut 2 aprecieri, pe urmă o să-mi fie refuzat. Dacă te-ai în regulă, îmi apare cu verde pe urmă, succes. Pe urmă, acești bani deja se poate de făcut retragere. Așa, și aici e... Sunt câteva condiții la contract. Trebuie văzut să le citesc.
Ce mai apărut ceva nou, văd. Social platformă. Sincronizare trebuie să fac. Așa. Ok. Se gândește ceva. O să vedem acolo, eu asta am văzut, acum n-am făcut ce am vrut să verific. Deci, uitați-vă, eu am creat staking și el trebuie suplinit cu monete. Care lunar, cred că vor apărea, vom vedea cum. Acum am vrut să arăt că deja s-a poate făcut înregistrare pe... Aha, aici de la două monede. Îmi pare că se face retragere, dar nu avem încă două monede. Ok. Aici retragere am făcut, am verificat în video precedent. Dacă n-ați văzut, puteți vă uitați. Deci... două site-uri sunt, asta am vrut să spun acest video și despre site-ul acesta. Deci uitați-vă, aici e marketplace unde se fac vânzări la NFT, dacă vreți, cumpărați, vindeți. Aici e a doilea, recomandate publicări care sunt cele mai populare, vedeți. Și dacă aveți parteneri la care vreți să-i ajutați, vă înscriți la ei și ei o să fie în direcție înscrieri sau înscriși subscription. Deci eu m-am înscris la câteva persoane și de aici, deci dacă doriți puteți căutați cineva unde mai puteți aprecia pe cineva. De pildă puteți intra la cineva concret. Și faceți niște aprecieri, dacă doriți. Persoana dată văd că prea multe publicații face, a început deodată cu reclame la afaceri și vedeți, practic, el nu câștigă pe tema dată. Deci uitați-vă ce merge, ce nu merge, până când... Asta e situația la unii. Eu nu vreau să apreciez ce nu este interesant. Este pare interesant? O să-i fac un like. Aha, eu la asta l-am plătit deja. Am înțeles. Eu deja nu mai am rating mark. Asta e problema. Asta îmi spune. Unde văd că nu mai am rating mark? Deci în profil dashboard. Deci balans care am 3, dar încă nu sunt în trecute. Peste o săptămână este 3, o să treacă la cele care pot fi folosite. Aici deja am 0. Depozit. Retrageri. N-am făcut nicio retrageri, deci... Asta e 0, tot. Balansă. Deci, uitați, am o publicare care ia tot ceva câștigat. Deci, 0,3 IOLO. Așa, unde văd publicările? Edit profil.
puteți adăugați careva date. Cineva vedeți și se vede publicarea mea. Are 35 de like-uri, deci pur și simplu, simplu. Dar cineva a apreciat-o și cu like-uri în moneta IOLO. Deci aceste like-uri care cu plată le vedem aici. 15 like-uri. Și 35 așa. History. Comentarii nu sunt și mai departe. Так, history. А, când am 10. Puțul, uitați-o, când am 10 like-uri, deja poate fi convertat în NFT. Dar nu vreau, deci să mai îmi cineva să cumpere poza dată. Dacă vreau ca ea să se vândă pe marketplace, am pus să intru și acolo. Ce mai pot spune? Deci la creat se poate de făcut publicări deja personale. La cont gratis avem pe zi 10 publicări, dacă aveți pachet deja se poate 20 de făcut. Unde se poate cu imagini publicat, alegem video dacă dorim, dacă avem audio, dacă vrem GIF, aici titlu, descrierea și mai jos alegem categorie. La ce este artă, educație, eu știu, natură, tipilă, ca exemplu. Accesul deschis, public sau privat. Privat doar persoanele înscrise la noi o să le vadă, de ce lăsați public. Și taguri, dacă aveți ceva concret, tipilă, o temă, eu știu, România sau, eu știu, București sau concret ceva acolo. Adăugați și apăsați send. Și o să fie deja publicație. Dacă vreți să căutați ceva concret, aici apăsați și scriți nume, prenume sau asta, dacă știți login-ul la persoana careva. De pildă nu țineți minte sau ceva cuvinte cheie. Pentru că aici nou ne pune la recomandat top ce este, ce mai este mai sus. Dar posibil că vreți să găsiți o publicație de-a voastră, ora cuiva și undeva este mai jos. Pentru că poate că doriți pe cineva să ajutați, eu știu. Și de ce dați la căutare? Puteți să faceți sortare după careva cuvinte, eu știu, la mine este după trend, după nume, după ce mai este ce rating și mai departe. Aici se mai poate ce mai făcut. Pildă, dacă vreți numai, știu, video sau business project. Acuș și lăsăm. Dau la renuire și o să fie alte recomandări conform cerințelor mele. Până se încarcă, bună. Deci, uitați-vă, vedeți aici deja alte sortare. Merge după cerințele care eu am plasat. Aici ea, noi putem să vedem persoane care ne recomandă, la care să facem înscriere. Putem să intrăm pe pagina lor de pildă. Și de pildă putem să vedem careva informații. Care are 19 publicații, între ele 41 NFT.
Interesant. Nu o să publicați, dar poate așa un NFT. Cum așa se primește? A cumpărat, cred că. Multe. Sau când ea devine NFT, deja nu e ca publicați. Deci asta o să vedem cu timp. Eu încă acest lucru nu l-am văzut. La mine doar o publicare am și 0 NFT, adică n-am transformat. Dacă vreți să vă înscriți, faceți subscribe. Pildă vă înscriți. Așa se schimbă. Dacă vreți să vă descriți, apăsați din nou. Asta-i. Nu vă place, alegeți altă persoană din cele recomandate. Și mai departe puteți să alegeți ce vă este pe plac. Vedeți așa, sunt mulți picturi, cum eu văd. Dacă este picturile lui, este super, el pe urmă le vinde. Deci, rețeaua socială, cred că cu timp o să fie destul de popular, anume la persoane talentate. Dacă aveți un careva hobby, puteți să faceți poze și cine știe, poate că va fi apreciate. Pentru că, uitați-vă, prima este gratis și restul cu plată. Eu deja cu plată nu mai pot face pe săptămâna viitoare. Deci depinde de pachet, ce pachet aveți, atâtea puteți face. Deci aia, dacă doriți gratis, gratis tot se poate câștiga, dar mult mai lungă istoria. Cu plată, asta e istoria. Deci un IOLA token acum cursul e 3.54. Cam atât cred că e pentru început, numai bine.